Băi, deține și cu mâinile și cu dințile, dorințele voastre. Salut, Cătălin! Salut! Bine te-am găsit! Bine ai venit! Suntem aici în căciula ta, stațiune turistică, plină de... Turiști! Turiști, cu băi termale, cu hoteluri. Și... vorbim cu Cătălin, care este un tânăr hairstyle, are tot viitorul în față. Eu am venit aici cu provocarea noastră să îl tundem, dar încolo l-am găsit impecabil aranjat. Ia să ne spui două cuvinte, Cătălin, despre afacerea care de-abia ai deschis-o, am înțeles ieri, parcă, nu? Ieri, când am venit, era a fost prima zi. Și am văzut mai multă activitate. Normal nu v-am să deschid ieri. Nu că nu e gata absolut tot. Nu e pus la punct așa cum trebuie. Dar aveam prea mulți ce mă așteptau și... adică mă așa de sâmbătă trecută. Aveai clienții, da. Și am zis totul să-i fac mâine, adică ieri. Și astăzi mai fac. Și cam ce liber. Pe aia de pus un aer condiționat. Aer condiționat nu ai, uite, nu mă băgat de seama. Firma să mi-o aplic afară. Asta m-am băgat de seama, m-am remarcat. Și chiar am vrut să zic că-ți trebuie ceva luminos, nu știu, știi? Da. Ceva specific. Bine, nici n-a fost. A fost o pancartă care... Na. Da. O să-ți dau și câteva poze dacă vrei să pui cum era înainte. Acum era înainte. Da. Și singur ai... am înțeles. Da? Am poze, am filmări, tot. Da. Singur. Deci nu m-a ajutat nimeni. Doar un prieten m-a ajutat la prize să le leg, că nu mi-a băgat o mâine pe acolo. La prize, restul, dar asta e ce m-am riscat singur. Să nu m-ai făcut. Și nu că nu m-a dat posibilitatea să-mi iau un... ce? Da. Păi nu. Dar nu l-am găsit și totuși am zis să... Voiam neapărat să dau drumul săptămânile astea. Da, și... Pentru că așteptam de mult, nu găseam spațiu. Am găsit în centru Călimănești, doar că era foarte scumpă. În Călimănești. Și foarte scumpă chiria, da. Mie îmi place mai mult aici, în căciula ta. E mai... așezat așa, nu știu, mai... Acolo sunt și mulți localnici. Da. Sunt foarte mulți localnici. Poporințe. Sunt și în sate pe lângă. Da, agitație, da. Aici sunt mai turești. Bine, pe weekend și aici agitație maximă. Mai ales pe lângă terase și așa mai departe. Și principala e foarte aglomerată. Da. Păi, da, am văzut că sunt mulți turești. Și chiar turiștii, poate că chiar aveau nevoie de așa ceva. Da. Tehnică foarte bine. Eu cum vreau să mai modific aici ceva, să mai pun un scaun pentru să găsesc un băiat. Da, să fac, da. Să facă cimită de afară. Fără programare sau... na. Da. Eu nu mai cu programări astea, da. Nu știu, hai să pretem să zic cum am început să tun. Bine, vreau să de mult, oricum tot timpul a fost să aranjez. Da, exact. Să mă aranjez, deci tot timpul mi-a fost. Cum ți-a fost să unde ai de prins? Și pe pandemie n-avea ce să tundă frații și prietenii. Da. Sau cum o fac eu? Hai mă, să mă tun eu. Mi-am luat o mașină, nu mai știu, una, dar Philips, parcă, foarte proastă. Bă, știi, lui, mamă, deci dacă doar te-o apăzi să pui cum îi făceam, fain, faci cât te interes. Da, deci după proastă celelalte, deci că-s de jucărie, da. Și de atunci am început să tun, am văzut, bă, totuși, da, pui nimeni, merge. Adică am îndemânare să fac și cu ce aveam atunci. Că, nici nu mai zic, ca să le iau rasă, făcusem cu Bigu. Da, am luat de brici, da. Sau de Razor ăsta mai nou. Nu folosești brici, nu? Ba da, folosești brici. Ba, folosești brici. Da. Da, nu, chiar era nevoie. Chiar era am nevoie. Zis totuși, hai să încerc să fac niște cursuri. Am făcut cursurile, am lăsat un scaun în chirie în Călimănești, în centru, acolo, la pavilionul central. Am stat, dar nu făceam treabă. Deci am zis, bă, merg la Vâlcea, să încerc la Vâlcea. Mai aveam ceva bani pe jocoparte și mă descurcam să-mi plătesc chirie acolo. Am să încerc totuși, nu erau de prețuri, alt tip de tunsori, alți oameni, voiau totuși tunsori diferite, veneau cu, eu știu, cu poze, cu chestii de genul. Da. Adică, nu mai sofisticat, aici mai bătrân, mai un alt dar prin centru pe acolo. Adică ce aveam eu, câți aveam, 10-15, dacă aveam și pe aia. Și la Vâlcea am dat de oameni și mai bătrâni. Și fix ce nu-mi plăcea mie. Adică nu am nimic, știi? Da, clar. Îi fac, dar nu vreau să tu. Băi, este un tău, tu ești tânăr, e normal. Vreau să experimentez din ce în ce mai mult și... Da. Nu știu, să merg la oricum, vreau să merg la seminarii, la cursuri, vreau să merg la băiețel, la Brașov, la Proofman, la Virgil. Adică ușor să le fac. Să mă experimentez cât mai mult. Da, bun. Așa și...
După a venit acasă. Bine, între timp când eu tundeam la Vâlcea, am făcut un mini salon acasă, ca să-mi tund băieții ce aveam. Da, bă, prieteni, normal. Să nu-i las așa, că zubiți-le cu mine și le plăcea, da, cum îi făceam, da. Toți prieteni, rude, da, așa sunt. Deci, până la Vâlcea mi-a convenit, tot așa, nu-mi scoteam banii pe chirie și am zis, bă, totuși, mă retrag, mai tund acasă. Câteva luni și văd dacă găsesc un spațiu în Călionești, era de la capul din Călionești. Că am făcut eu acasă, ceva clienți tineri, care era ce trebuia mie. Și într-un final, bine, am găsit un spațiu în Călimănești, era cerut foarte multă chirie și nu mă descurcam să plătesc și chirie și utilități și ce mai trebuia să plătesc, fie la contabil și așa mai departe. Da, da. Și am venit aici. Și bine, mă rugase foarte mult înainte să găsesc un spațiu, că era visul meu să găsesc. Că mai ales când mi se pune mie ceva în cap, nu mă las până în urmă. Da, îmi făceam un portail de la afară și tot îmi dea. Bravo! Și ambiția, ambiția, da. Și determinarea asta. Și am venit cu prieteni să ne punem niște acte aici că lucrează. Și stăteam fix aici, în fața lui, și stăteam, vorbeam cu un prieten pe spațiul ăla și mă duc de motociclete. Și vorbeam cu un prieten, nu știu ce mi-a explicat la motocicletă, dar că se strica sau ceva de genul, că eu înainte să mă fac frizer, voiam să mă fac mecanic de motociclete. Și m-am reprofetat așa, într-un fel. Și am venit aici, stăteam fix cu piciorul pe zid, rezemat într-un fel, și vorbeam la telefon, cred că am vorbit 30 de minute, deci stăteam cu spatele la salon. Cu spatele, nici n-ai văzut că e salon. Și dacă ai observat, aici în stânga e o ieșire, ca să urci încolo în sus, și dreapta aici e altă ieșire. Și am luat-o prima oară pe acolo și am spus în capul meu, nu știu, parcă a fost ceva și m-a dus înapoi la ușă. Hai să mă întorc pe acolo, să nu încoleț. Și că am întors-o, după că m-am uitat pe geam. Am văzut afișele de erau pe geam, ca să-mi urmăream de ajuns, da, era gol. Era. Da. O să dau dacă vrei câteva poze să vezi cum era. Era decent oricum, doar că nu mă simțeam bine. Și spatele astea aici era o faianță, se făcea un eco, de ce că ești în baie. Cred să n-am putut să o schimb, că e cu încălzire în parloseală și... Ai trebuit să vorbim, că motru și... Dar restul e decorat așa, conform pasiunii tale, cu muzica, mirată cu... Da, și deci am trecut pe aici, am văzut salonul și am zis, bă, totuși, hai să încerc, să depun o cerere și să văd dacă mi-l închiriază sau nu. Și între timp eu vorbesc și cu Cătălin Cărmiuț, doar că nu știam chiria încă. M-am dus, am vorbit cu el, mi-a spus chiria și deja mă descurajusem așa într-un fel. Și am zis, bă, noi mergem acolo, dacă acolo mi-a cerut atât, stai să mă, că la... În cozi au să ceară și mai mult, sau poate chiar tot atât. Nu are rost să mai merg. O să văd de parcurs dacă găsesc sau... Nu știu, găseam o soluție. Și am venit aici. Deci chiar vreau să mă întorc. Vreau să ies din curte să plec, să nu mai am să mai stau, pierd timp, să mă duc în birouri și mai departe, să stau să merg. Și m-am dus, chiar l-am înțeles foarte bine. Na, eu normal aveam voia cum să renovez. Așa a fost înțelegerea. Și m-am rugat puțin de ei, da. Să-mi dea voie. Bine, renovat. Decorul, nu ați să zic. Da, dar a durat și muncă. Da, știu. Deci credem că am stat într-o seară, am venit dimineața la 7, am stat până dimineața la 3. Deci am stat de la 7 până dimineața la 3. Ambiția. Am zugrăbit tot. Frumos. Și deci credem că am făcut totul singur. Tot un prieten m-a zis la cabluri să nu mă prostii. Foarte frumos. Așa. Rest singur. Da, o să-ți dau poze. Dar e foarte bine și un singur punct. Deloc e perfect. Dar eu aș mai vrea să-ți mai zic, da, pentru început, e bine, da, e bine. Ce și cum. Știi că tu trebuie să tragi cât mai mult. Pe urmă, când ești plin de putere și nu mai poți și chiar ai nevoie de pauză, atunci îți faci și să te înlocuiască. Da, da, și dacă o să fie, chiar, da. Dacă merge bine, după cum am început zilele astea două de te-a comecuizat, astea două zile care ești terminat. Pe cuvânt, da. S-a încheiat, da. Gândește că am mâncat sumă de toată ziua, de dimineața până seara aici. Da. Că am zugrăvit. După duminică, nu, că nu lucrez, lunea a fost sărbătoare. Îmi place că nu lucrez duminică, bravo. Nu, sunt foarte credincios. Bravo, bravo. Deci, crede-mă că sunt foarte credincios, enorm de credincios. Asta că nu lucrez duminica, o să-ți aștept Dumnezeu. Pentru că nu faci mare lucru. Profitul ăla care îl faci, îl dai cu alte pierdere, zic eu. Uite, chiar am primit astăzi un telefon, că vrea să merg la o nuntă și nu pot, că duminica merg la mănăstire, pe fiecare duminică merg la mănăstire. Așa, foarte bun. Deci măcar o zi din săptămână să... Atât ai lăsat de Dumnezeu să ne odihnim, frate. Adică ne agităm zilnic, de dimineață până seara, duminica ne... Lunea așa a fost sărbătoare, marți am început și am terminat joi. Da. Nu. Da. Păi, să-ți aștept, joi am terminat, vineri, ieri a fost vineri, astăzi sâmbătă, da. Vineri și sâmbătă, chiar de dimineața până seara, m-a rupt. Da. De spate se mea, de picioare n-am treabă. Cu toate că mi-am rupt genunchii pe aici, pe jos, că am stat în timpul agresie, să ghipez, să dau pe silicon și toate cele. Foarte frumos.
Foarte, foarte frumos. Da. Deci, fix, deci cum îl vezi acum, e fix așa îl imaginam, da. Și mi-e durat pe cuvânt. Și uite că s-a deprins. Ia spune-mi mie, Cătălin, acum, așa, ce recomand tu tinerilor ca tine, care visează? Mă, eu recomand să nu-l lase, în primul rând. Să nu-l lase? Nu. Să țină cu dinții de el până, până... Deci să nu rămână un vis, să țină cu dinții și să nu te... Da. Dacă tragi tare de el, crede-mă că iese, da. Care e cu suneasă. Adică nu e un îndeplinit. Exact. La mine, ai... la mine cel puțin e. Nu cum e. Ai început? Ai dus prietenii pe acolo, ai visat să ți-ai dorit să ai un salon și uite. Da. Și uite un salon exact cum ți l-ai... Asta e una dintre ele. Că am mai tras de multe și de motocicletă, sunt de bani, muncește, în alta și multe altele. Ține și cu mâinile și cu dințile, dorințele voastre. Cătălin, mi-a părut bine, te-am luat și succes. Succes, să-ți le dorez în continuare și... Data viitoare, răspuns provocării. Bine să tot. Da. Vorbim la telefon și... Tătându-o. V-am salutat, băieții. La revedere. Salut. Salut.